Bună, prieteni! Ioan sunt. Sunt între două clădiri superbe pe care o să vi le prezint una câte una imediat. Dacă știa să nu-mi bată soarele în cameră și să pot să vorbesc mai bine. Hai să începem cu prima. Prima clădire despre care o să vorbim astăzi este superbul Palat Cantacuzino, care în acest moment găzduiește Muzeul George Enescu. Palatul a fost construit între 1901 și 1902, tot în stil francez, doar că, dacă mai țineți minte ce v-am tot povestit în clipul trecut despre stilul eclectic, de data aceasta vorbim de Beaux-Arts. Palatul a fost construit pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino, fost președinte al Consiliului de Ministri, Guvernul României, poreclit nababul pentru fabuloasa sa avere. Cantacuzino era atât de bogat încât se spune că a vrut să-și acopere palatul de la Florești cu monede de aur puse pe cant ca să intre cât mai multe. Altă legendă spune că a vrut să acopere aleile palatului cu monede de aur și a fost oprit abia când i s-a atras atenția că aveau fața regelui pe ele și nu se cădea ca oamenii să calce monarhul în picioare. Ar mai fi făcut o încercare nereușită, solicitând să le pună pe cant. După moartea nababului, clădirea a revenit fiului său Mihai, care, murind în 1929, a lăsat-o prin testament soției sale, recăsătorit în decembrie 1939 cu George Enescu. Palatul Cantacuzino a fost locul unde, în 10 august 1913, s-a semnat pacea de la București, de la finalul celui de-al doilea război balcanic, prin care s-a stabilit ca România să preia cadrilaterul. Edificiul a găzduit, în perioada celui de-al doilea război mondial, președinția Consiliului de Ministri. Astăzi, găzduiește Muzeul George Enescu și se pregătește să intre pentru următorii 2 ani într-o mult necesară renovare. Hai să mergem și peste drum de el. Și peste drum de el avem Biserica Sfântul Vasile cel Mare. Vă povestesc două vorbe și despre ea. Prima biserică de aici a fost construită probabil din lemn la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau la începutul secolului al XIX-lea, într-o zonă de păduri și bălți în Mahalaua, care va purta și ea numele Sfântul Vasile de pe podul Mogoșoaie. Biserica exista cu siguranță în anul 1804, figurând în catagrafia orașului București întocmită în acela. Biserica veche a fost distrusă de cutremurul din 1838 și refăcută din zid la 1847. Înălțarea ei s-a făcut în timpul domniei lui Gheorghe Dimitrie Bibescu de către Toma Baltă, care locuia în Mahalaua Sfântul Vasile și care a suportat aproape în totalitate cheltuielile necesare construcției. Din anul 2011, odată cu primirea celui de-al doilea hram al bisericii, înălțarea Sfintei Cruci, se organizează anual, în data de 13 septembrie, o procesiune pe Calea Victoriei de la biserică până la Parcul Nicolae Iorga, un pic mai jos. În procesiune este portată racla cu Sfânta Cruce și încă o raclă cu un sfânt care are legătură cu anul omagian. Haideți să mergem mai departe. Avem câte ceva de văzut astăzi. Calea Victoriei, așa cum v-ați obișnuit, este o zonă în care, unde îți întorci ochii, vezi câte o clădire istorică. Hai să vă arăt mai de aproape Muzeul Enescu. E atât de frumos. Clădire cum nu-ți vine să crezi că poate avea Bucureștiul. Cred că pe Calea Victoriei două clădiri sunt absolut ieșite din comun. E vorba de aceasta pe care ați văzut-o și de clădirea Cecului. Hei, și chiar lipit de curte, o să vi-l arăt și de pe partea cealaltă, e un bloc. Nu vă spune poate nimic blocul, nu are ceva ieșit din comun când vă uitați la el. Este primul bloc de apartamente proprietate privată din București. Proprietarii apartamentelor de pe latura sudică, adică cei la care ne uităm acum, au vedere directă la palat și pe vremuri puteau să observe direct fețele nobiliare sau regale care veneau în vizită la nabab. Blocul este construit, evident, tot în stil eclectic și, ca o noutate, are lift. Un lift vechi de 100 de ani, care încă funcționează, cu care am fost
în care încap două persoane cu noroc, care merge foarte încet, dar merge. Lift îngrijit, care avea geamurile de cristal. Nu mai sunt toate geamurile. Hei, iar chiar lângă clădire, ce să fie, ce să fie, cam ce vezi în București. Bor mașini, sau se sparge ceva. Aici nu se putea întâmpla decât să se spargă, să se repare. Hai să încerc să vă arăt clădirea, adică imobilul de apartamente de care vă spuneam, și de pe partea cealaltă. Aici este, de fapt, intrarea în el, de la intersecția Căii Victoriei cu Strada Frumoasă. Chiar lângă el, Starbucks și o clădire de birou. Nu prea cadrează cu clădirea, dar așa a fost să fie. Un loc foarte frumos aici, Calea Victoriei 210, care merită vizitat. Și nu afară, merită să mergeți înăuntru. Chiar merită. E un clădire care colecție de artă pe dinăuntru. Bun, ne-am îndepărtat un pic de băieții aia care spărgeau și tasau. Trecem pe lângă un graffiti frumos și o cărciumă interesantă, The Local, și ajungem la ultimul palat de pe Calea Victoriei, pentru că mai avem doi pași și ajungem în Piața Victoriei. Poate vă vine să credeți, poate nu. Este vorba tot de o casă Cesianu. De data aceasta e vorba de casa Filipescu Cesianu. Ia să vă arăt mai bine. Și o să ne plimbăm un pic să vă mai arăt câte ceva din ea. Casa Filipescu Cesianu e amenajarea unei reședințe mai vechi din perioada anilor 1840-1850. Una din puținele reședințe aristocratice ale Bucureștiului din la Belle Époque, rămasă fidelă proiectului inițial. E amplasată în apropiere de Piața Victoriei, la intersecția între Calea Victoriei și strada Sevastopol, strada care purta în trecut numele de Ulița Filipescului, Filipescu Cesianu, Ulița Filipescului. Clădirea a adăpostit câteva familii din aristocrația românească, Iancu și Maria Ghica Filipescu, de la care a fost preluată de Constantin Cesianu în 1890. Acesta extinde reședința în 1892. Cu acest prilej sunt realizate decorațiile exterioare, acoperișul și este amenajat parcul reședinței. După cum vedeți, are un parc mare în față, ceea ce în București, pe Calea Victoriei, în acest moment o clădire care să aibă o astfel de curte enormă, este rarisim, e mult spus. Perioada anilor 1893-1933 a fost reprezentativă pentru viața mondenă a casei Cesianu, situație care se schimbă în anul 1935, când proprietatea este vândută Societății Române de Radiodifuziune. Acesta va face un schimb de proprietăți cu Primăria Municipiului București, iar în perioada anilor 1940-41 este luată hotărârea ca sediul Muzeului Comunal, astăzi Muzeul Municipiului București, să primească reședința Cesianu pentru expozițiile sale. Muzeul a organizat aici o expoziție cu caracter de durată, având ca tematică istoria familiei, a copilăriei și a vieții Bucureștiului ultimilor 300 de ani. Astfel, expoziția intitulată Muzeul Vârstelor a fost inaugurată la data de 19... Așa, erați mă calce trotineta. A fost inaugurată la data de 19 decembrie 2016. Din dorința mea de a vă arăta clădirea mai de aproape. Ia uitați ce frumusețe. Era să intru în coliziune cu o trotinetă. Hai că ajungem noi și acolo. În curte găsiți un lapidariu. Mai multe expoziții aici. Hai să vă arăt măcar așa curtea. Măcar de afară.
un alt loc de pe Calea Victoriei care merită vizitat. Aici să intru la muzeu. Și haideți să mergem și până în Piața Victoriei. Nu de alta, dar suntem mult prea aproape. Ca să nu parcurgem și ultimii metri până acolo. Am trecut de ulița Filipescului. Asta a fost strada pe care tocmai am traversat-o. Sevastopol. Acum. Și dacă vreți să ajungem la ultimul palat de pe Calea Victoriei, nu mai este pe Calea Victoriei, ci este de-a dreptul în Piața Victoriei, de la Palatul Victoria. Pe stânga altă terasă. Ia să vă arăt eu un pic mai bine. O terasă frumoasă de altfel. Ce nu înțeleg însă cu terasele de pe Calea Victoriei? Multe, multe, multe și multe frumoase. Și aici să fiu scuzat de către concitadinii mei. Ce nu înțeleg este de ce se mai circulă pe Calea Victoriei. Toate terasele de aici, locuri cu potențial economic mare, chiar și cu potențial turistic, nu prea așa au sensul să fie vizitat atât timp cât te așezi la un pahar de vin sau să mănânci ceva în noxe, în praf de mașină, în dezastru ăsta care e traficul pe trei benzi pe Calea Victoriei, trafic non-stop. Și am ajuns, cum vă promiteam, la ultimul și probabil cel mai mare palat, care nu mai are nicio legătură cu arhitectura pe care am văzut-o mai devreme, dar care va face obiectul unui clip viitor. O să ne plimbăm în jurul lui. O să ajungem și pe partea cealaltă, unde puteți să vedeți Muzeul Țăranului și poate puteți să distingeți și Muzeul Antipa. Promitem să trecem și pe la girafa de la Antipa. Până una alta, ca de obicei, în final, dacă ați ajuns până aici, o să vă rog să dați un click pe butonul de like, de subscribe, să lăsați un comentariu. Puteți să dați un like, puteți să dați un unlike, orice formă de interacție cu canalul ne ajută enorm în fața algoritmului celor de la YouTube. Și până la clipul viitor, Ioan și Roxana de la distanță, vă spun la revedere!